Bună ziua! Astăzi vă prezentăm LG KM900 Arena. Este un terminal ce a fost anunțat în luna februarie a acestui an și a apărut de curând, în urmă câteva zile. Cântărește doar 105 grame. Are un display TFT 16 milioane de culori, rezoluția de 480x800 pixel. Și display-ul are 3 inci. Ok. Are o cameră de 5 megapixel. Și este un telefon multitouch. În partea de sus găsim butonul ce închide, aprinde respectiv telefonul. În partea din stânga găsim slotul pentru căști, cât și pentru un încărcător. Iar în partea din dreapta, tastele de volum. Sub display găsim 3 taste de apelare, respingerea apelului, cât și cea care ne duce într-o funcție specială și anume acest cub. O interfață nouă în care puteți alege dumneavoastră pagina, ecranul, unde vreți să vă duceți. Această funcție ne duce cu gândul la LG KP500 Cookie sau KP501. Bineînțeles, telefonul mai dispune și de un accelerometru. Auto-rotate. Telefonul are, bineînțeles, Bluetooth, wireless și este 3G. HSTPA 7,2 megabytes suportă pe secundă. Ok. Haideți să ne uităm și prin meniu. Contacte, practic puteți să adăuga un număr nelimitat de contacte. Telefonul are 8 GB memorie internă, dar mai puteți adăuga un card de până la 16 GB. Istoric, ultimele 30 de apeluri efectuate, ultimele 30 de apeluri primite, navigator. Cum ne conectăm la wireless-ul local. Telefonul ce foarte mult cu gândul la Samsung Omnia, pe care îl avem aici în stânga. Ambele terminale sunt excepționale. Au camera de 5 megapixel, sunt foarte frumos finisate, îmbinare perfectă de aluminiu. Okay. Însă parcă LG-ul este ceva mai elegant și mai micuț. Ok. Un mare inconvenient al telefonului este acela că are un sistem de operare propriu. Durează ceva până se încarcă. Avem probleme cu internetul în ultima perioadă. Uitați, putem observa că pagina începe să se încarce. Browserul este ok. Printr-un simplu gest putem da zoom. Are ceva delay. O secundă, poate chiar două, câteodată. Dar poate asta e din cauza site-ului, că este foarte încărcat. Ok, adesea trece și la alte funcții. În
mesaje, muzică. Din păcate nu avem melodii în telefon, o să puteți adăuga dumneavoastră cu ajutorul cardului sau cablului de date. Desestăm și camera de 5 megapixeli. Care face poze chiar foarte bune. Aveți și un editor foto, care puteți adăuga text sau diverse imagini și mai departe, animare, etc. Puteți ajusta luminozitate, culoare, contrast, saturație și așa mai departe. O funcție foarte interesantă a acestui telefon este că înregistrează la 720 pe 480 pixeli la 30 de frame pe secundă. Deci chiar foarte bine. Haideți să vedem ce am înregistrat. Se vede foarte bine. Ok. Sper să am găsit și câteva sunete. Putem anunțați că nu mai dispune prea multă baterie. Ne-am jucat toată ziua cu acest telefon. Ok. Alte aplicații. Bineînțeles, telefonul este bazat pe widget-uri. Puteți adăuga dumneavoastră pe fiecare din cele patru ecrane diverse aplicații. Atât de la jocuri, contacte, shortcut-uri către orice altă aplicație doriți. Muzică, galerie. Ok. Google, cel mai cunoscut motor de căutare. Puteți comunica atât prin SMS-uri și cât și prin e-mail-uri. Puteți face o conferință cu ajutorul camerei 3G. Alte utilizări acestui telefon, bineînțeles, calendarul, ceasul, alarma, calculatorul, setări generale. Bineînțeles, telefonul are incorporat un receptor FM. Puteți asculta radio, însă acest lucru se face doar cu căștile în dotare, ce acționează ca o antenă. Cam acesta este noul telefon al celor de la LG, KM900 Arena. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru, telefonultău.eu.